mai băgăm două. Odată pe an, primăvara, când dă frunza de arin, lostrițele, pești pe cale de dispariție în România, sunt pregătite pentru un perechere. Atunci e vremea mulsului, căci numai așa se mai pot înmulți ele în țara noastră. Singurii care se mai încumetă să mulgă lostrițe și astfel să asigure supraviețuirea acestei specii sunt salmonicultorii din Vâlcea, de la complexul salmonicol Brădișor. Lostrițele sunt înmulțite aici artificial, fiindcă de câteva zeci de ani ele au dispărut din râurile de munte din România. De muncit, într-adevăr, pot să spun că personalul care îl avem muncește. Și nu numai, există efort depus și de către Direcția Silvică și Regia Națională. Toți ne-au dat concursul, sprijinul, să facem ceva util, că ar fi păcat. Dacă nu ne da concursul, nu mai exista de mult Brădișor. Să rămână. Da. Și eu sper totuși că va rămâne ceva, cel puțin pentru lostrițe, dacă nu păstră de consum. Acum depinde de Apele Române, Garda de Mediu, nu decidem noi. Există un articol în Legea Apelor Române care, numai dacă va suporta modificări acela articol, da, putem să rămânem. Dacă nu, nu cred. Acolo unde există păstră, într-adevăr, calitatea apei e bună de consum uman. Când nu va exista păstră, înseamnă că calitatea apei lasă de dorit. În cazul în care păstrăvăria de la Brădișor se va închide, reprezentanții Direcției Silvice speră să găsească o nouă casă lostriței la un alt complex din județ. Atâta timp cât mai există oameni care își dau interesul pentru a menține acest nucleu de lostriță, inclusiv conducerea direcției are în plan, chiar dacă nu mai putem funcționa aici, mutarea acestui efectiv la păstrăvăria de la Milostea, retehnologizare, și sperăm acolo să putem reproduce această specie pe calea de dispariție. Ne pare rău totuși că plecăm de aici, dar legea e lege și nu avem ce face momentul. În urmă ar trebui un program național de reproducție și de conservare al ostriței. Pentru că degeaba avem puiet sau chiar exemplare mari dacă atunci când le băgăm în râuri sunt omorute în scurtă vreme. Acolo e marea problemă. Noi râuri am avea pentru populare. Mureșul, Bistrița, Tisa, chiar Vaserul. S-ar preta pentru așa ceva, dar nefiind păzite, lostrița când intră în reproducție urcă pe păraie și acolo așteaptă concetățenii noștri cu furcile și cu alte metode la fel de ortodoxe. Păstrăvăria de la Brădișor a fost proiectată în 1984 de fostul Institut de Cercetări Navale Galați și pusă în funcțiune 4 ani mai târziu și este singurul loc din România unde se reproduc lostrițele, considerate monument al naturii. O mare parte dintre exemplarele mature de lostriți au fost salvate în urma viiturilor de anul trecut și au fost transferate către alte păstrăvării mai mici din România. Un material amplu cu mulsul lostriței de la Brădișor poate fi urmărit în cadrul emisiunii Vânătorul de Pești de duminică 24 mai de la ora 16.